Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că țânțarii care transmit boli virale precum febra Zika au prezență tot mai frecventă în sudul Europei. Schimbările climatice și creșterea temperaturilor în aceste regiuni au permis insectelor să se reproducă mai ușor, a semnalat un responsabil al Organizației Mondiale a Sănătății în domeniul bolilor tropicale. Temperaturile ridicate care se înregistrează în țările europene în lunile de primăvară și vară favorizează înmulțirea țânțarilor pe continent. Experții Organizației Mondiale a Sănătății reamintesc, spre deosebire de țânțarii care transmit malaria, periculoși noaptea, înțeapă oamenii în timpul zilei. În plus, întrucât acești țânțari pot ataca mai multe persoane în aceea zi, este astfel favorizată apariția unor focare de infectare în zonele cu mare densitate de populație. Relatează Digi24.ro.